succes. Bună seara, domnule ministru. Bună seara, bună seara, domnule Hidea, bună seara celor care se uită la Antena 3 la mura acum. Aveți un tonus bun. Sunteți mulțumit de modul în care au decurs cele 6 luni? Ei nu s-au chiar s-au terminat, s-a terminat. Practic, eu am avut a 6-a reuniune a Consiliului Afaceri Generale. Din punctul meu de vedere al Consiliului pe care l-am prezidat, am predat ștafeta către colega finlandeză. A fost o întâlnire importantă, poate una din cele mai importante cea de azi. Am avut ocazia să discutăm propunerea României vis-a-vis de viitorul buget al Uniunii Europene și am lăsat această schiță de proiect pentru președinția finlandeză ca să o preia și să o, și să o adapteze la discuția care va urma la nivel de rite, probabil în a doua parte a anului, și în același timp am reușit să avem concluzii la rapoartele Comisiei care privesc procesul de extindere al Uniunii Europene, un proces important. Am reușit să păstrăm lucrurile bune care s-au făcut până acum. Bineînțeles, nu avem o decizie clară de deschidere a negocierilor pentru Macedonia de Nord și Albania, dar am reușit să avem un orizont temporal. În octombrie să sperăm că vom avea o decizie. Domnule ministru, câte dosare a reușit să închidă România în cele 6 luni? Deci România, practic, aș putea în 6 luni, pentru că, practic, perioada utilă din punct de vedere al prezenței legislativului european a fost de până în aprilie, a fost până la sesiunea din 17 aprilie. Și am reușit să închidem 90 de dosare, cred că e un lucru foarte important. Nici o altă președinție nu a reușit un număr, nu numai din punct de vedere cantitativ, e un lucru important, important este și calitatea. Deci am avut. Deci nici o altă țară nu a reușit asta în perioada președinției rotative? În ultimii ani. Cui se datorează ceea ce putem să numim astăzi ca fiind un mandat de succes? Eu cred că faptul că am fost destul de bine pregătiți, faptul că am avut decizia politică și faptul că am reușit să ne păstrăm rezerva de neutralitate. A fost foarte important că România a reușit să închidă dosare obținând majorități calificate, reprezentând practic orice fel de reprezentând și reușind să realizeze majorități pe subiecte foarte variate. Deci noi nu am avut niciun fel de jenă de a pune pe masa Consiliului dosare care până acum poate pentru alții mi se păreau că nu e momentul potrivit. Deci am avut o dosare importantă strategică, directiva GAD, de asemenea am avut dosare care țin de condiții sociale, de condițiile de muncă, am avut dosare care țin de întărirea frontierei externe a Uniunii Europene și mă refer aici la suplimentarea numărului de personal pentru paza de coastă. Am avut dosare care au ținut de lucruri foarte clare de reglementări vis-a-vis de modul cum va arăta următorul buget, e vorba de cum va arăta partea de cercetare, partea de burse pentru partea de burse care sunt oferite prin următorul buget al unui, partea de digitalizare. Deci cred că, și bineînțeles, am avut destul de multe dosare absolut necesare în condițiile în care președinția română a trăit practic cu fantoma, zice, Brexit-ului, pentru că până la urmă Brexit-ul nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla în timpul președinției României. Și au fost lucruri pe care trebuia să le facem ca să pregătim Uniunea Europeană pentru un posibil șoc care ar fi venit în cazul în care ieșirea Marii Britanii se făcea fără acord. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și mă rog, cred că toți cei ce am spus la început reiau, toți diplomații, toți cei care au lucrat în această perioadă, că s-a lucrat la București, că s-a lucrat în mod special la Bruxelles și în alte instituții europene, cred că merită felicitări. România nu doar că nu a făcut o impresie proastă, dimpotrivă, a făcut o impresie excepțională. Mulțumesc mult pentru intervenție. Vă rog. Foarte bun. Mulțumesc frumos și în asemenea, eu cred că în toate consiliile am făcut o impresie foarte bună. Cred că toți ministrii care au fost nu au existat niciun moment în care președinția României n-a performat. Așa am mai auzit și eu, așa am mai citit și cred că lucrurile astea în momentul de față se văd destul de clar. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Doar o secundă, Bogdan Chiriac vrea să vă spun. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Mă știu cu domnul Ciamba de 30 de ani de când a intrat în diplomație.
Colega din Finlanda, care a preluat președinția rotativă, v-a spus și un cuvânt, fiindcă la, înainte să preluăm, se oferiseră să facă ei președinția rotativă în jurul nostru, fiindcă președintele anunțase că România nu e pregătită. Bun, între timp, acolo a picat guvernul, după cum știți, la Helsinki. Exact. Și deci nu puteau să facă președinția. Dar ei s-au, acum când i-ați predat și cu mult succes pentru România, i-a spus și dumneavoastră, domnule, dacă nu puteți, mai lăsați-o la noi 6 luni de zile, că noi ne descurcăm. Nu, primul rând că n-a fost același guvern, exact cum ați zis, acum e vorba de un guvern socialist la Helsinki, era prima întâlnire și prima reuniune la care participa, să nu uităm că avea de câteva zile un guvern și, bineînțeles că noi, față de palmarețul care l-am avut ca președinție, chiar și noi, dacă mai aveam încă 6 luni, ar fi greu să ne concurăm, adică vreau să zic că va fi greu să mai obținem același palmareț. Da, sper că ați asigurat-o de tot sprijinul dumneavoastră, dacă nu se descurcă, că viața a arătat că nu s-au descurcat în calea afară cu stabilitatea guvernamentală. Cred că le stați la dispoziție să-i ajutați acolo. Nu, noi, da, bineînțeles, și să nu uităm că noi până la urmă avem o președinție în trio. Deci până la urmă România, Finlanda, sunteți în troică, da. Te a fost trebuit să ai niște teme care să le urmărească împreună. Deci odată, chiar dacă nu vom mai avea președinția, unele din temele noastre vor trebui urmărite pentru că s-au fost însușite de ceilalți două state membre care sunt ale partea trio-ului. Deci ăsta e un lucru la care noi vom păstra în atenție și ne vom uita exact ce au făcut, inclusiv cu ce le-am oferit azi, acest cadru de negociere pe următorul buget al Uniunii Europene. Mulțumesc mult pentru intervenție, domnule ministru.